Da, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Interviurile AS Live, ediție dedicată întru totul, aș putea spune eu din punctul meu de vedere, teoriei conspirației. Mai precis celor care cred în teoria Pământului plat, oameni care reprezentau până de curând o grupare de conspiraționiști mai puțin băgată în seamă, de curând însă mișcarea a cunoscut o creștere semnificativă de susținători și acest lucru nu îl spun eu, ci relatează chiar CNN. Organizatorii spun că imaginile cu adepții, mă scuzați, adepții acestei teorii spun că imaginile cu planeta noastră publicate de NASA sunt ori trucate, ori generate pe calculator. Mai concret, domniile lor susțin că Terra nu este o planetă sferică, ci un tărâm fix, plat, iar deasupra se află Soarele și Luna. Bineînțeles că mult mai multe ne va spune invitatul nostru în această emisiune, domnul Lucky de Tara, dar am vrut doar să vă familiarizez cu invitatul nostru de astăzi și cu ceea ce susține domnia sa. Mai mult v-aș mai spune că unul dintre în 2000, domnul Lucky, cred că în 2018 a avut loc o conferință a celor care cred în acest concept, eu aș spune în acest concept al Pământului plat la Cluj, nu? Și 2019, 2019. a fost înainte, da, știam ceva. Și știu că acolo unul dintre invitații la eveniment a invocat că soarele ar apune mai repede în sud decât în nord, ceea ce ar dovedi doar o dovadă a faptului că nu există un glob și emisfere. Iar, dragii mei, aș mai completa eu până ai da cuvântul invitatului. Teoria conform căreia Pământul este plat, conceptul Flat Earth, nu? Sau Earth Flat. Am o engleză nu prea grozavă, are adepți și în România, iar unul dintre adepții de seamă este domnul Achi de Tara, invitatul din această după-amiază. Domnule Achi de Tara, bine ați venit în studioul Radio Suceava, fie și virtual. Vă mulțumim foarte mult! Bine, bine v-am găsit din Austria, Austria Calling, Vienna Calling. Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră, foarte pe scurt, așa o scurtă carte de vizită, cine sunteți și apoi să ne spuneți ceva determinat să îmbrățișați acest concept al Pământului plat. Bună ziua încă o dată de la Viena. Sunt Achi de Tara, sunt un român cu domiciliul stabilit în Austria, muncesc aici în Austria de 8 ani de zile și am casă în România, vin cu drag în România, sunt din județul Timiș, am 61 de ani, căsătorit de Mulțumesc. 42 de ani, am și două nepoțele și am doi copii, da. Lucrez la cel mai mare spital din Viena, la AKH, deci un cadru medical și faptul că astăzi sunt în fața dumneavoastră este că în urmă cu 5 ani de zile am încercat un lucru să fac, să demonstrez mie, pe de o parte, că nu sunt la o cameră ascunsă, doi, că ceea ce am auzit pe YouTube, la televizor, credeam că este o bătaie de joc și am vrut să văd, nu se poate, zic ce se întâmplă. Și așa, în urmă cu 5 ani de zile, pot să spun, viața mea era normală, eram cineva care nu și-a pus niciodată problema că Pământul nu ar fi un glob și vă spun de ce. Eu, în România, am lucrat într-un domeniu foarte frumos, mie, în asigurările de viață. Cunosc foarte mulți colegi din Suceava, Suceava foarte bună agenție, toată Moldova, Bucovina. Și la o conferință la Brașov l-am avut invitat pe domnul Prunariu, da? Și pentru mine domnul Prunariu era ca și, pe de o parte, erou al României, era mândru, da? Și
era ca un zeu, adică eu spuneam așa, băi, Achi, zic, faci în asigurările astea, lucrez de 15 ani de zile și eram totdeauna în top of the top, îmi plăcea scena, ani de zile locul 1 pe România în asigurări și în pensii și am spus, l-am avut lângă mine și am spus, domnule Prunariu, vreau să fac o poză, să iau energia asta pozitivă de la dumneavoastră, uitați. Și ne-a arătat poză și ne-a vorbit frumos și ne-a motivat domnul Prunariu. Și am zis, ok, este un model pentru mine în viață să-l urmez. De ce? Pentru că fiind la o conferință de vânzări, fiind top of the top, eram motivat de cineva. Pentru că ca să ajungi sus, pe de o parte, îți trebuie să ai niște mentori în față. Pentru că acești mentori îți dau calea, adică pe calea pe care tu ai, ei plantează câte ceva și tu dacă ești curios să vezi cum a făcut el să ajungă acolo în față, te duci. Asta a fost totdeauna în viața mea, adică eu dacă am avut vise, mi le-am propus să le și fac. Și unul dintre vise a fost că în această meserie să fiu primul, am ajuns primul și mi-a ieșit domnul Prunariu în față și prin acest motiv am spus, nu se poate. Atunci am auzit pentru prima dată, se întâmpla în urmă cu 10 ani, cuvântul pământul plat. Eu până atunci, credeți-mă, n-am auzit despre concept, despre teoria conspirației. Nu auzisem. Și el ne spune pe la scenă, zice, mai există astăzi în America oameni care cred că pământul este plat și că pământul nu se rotește în jurul axei și că nu... Când am auzit noi toată sala, vreo 2000 de oameni, am început să râdem și am spus, wow, chiar să fie asemenea dobitoci care să creadă că pământul este plat? Ziceam noi atunci, da? Și eu în gândul meu spuneau, nu se poate. Și așa am plecat în viață, motivat și totdeauna am avut. Până într-o zi, când îmi cumpăr un televizor mare de tot, aproape 2 metri, îl pun pe perete și ăsta are internet. Și se cuplează pe internet și intru pe YouTube și să văd ce o muzică, să vedem, na. Domnul Lucian, momentul când mi-a apărut Eric Dubey, la preferință, adică la ceea ce se dă, mi-apare Eric Dubey 200 de motive că pământul nu este un glob. Scria în engleză. M-am uitat bine și zic, ce e asta? O farsă? Mă gândeam că este o cameră ascunsă și am zis, hai să mă uit să vedem. Engleză? 60, înțelegeam 40, nu? Dar zic, mă, are poze, filmări. Și așa a început toată nebunia în urmă cu... Anul acesta încep se fac 6 ani de zile. M-am uitat odată și zic, wow, dar ce văd eu acolo, ce înțeleg? Am trecut, am căutat, am găsit limba germană. Era tradus în limba germană și văd 200 de motive și zic, nu se poate, nu se poate, dar de ce văd eu chestia asta acum? Și mai caut și văd și în limba română subtitrat, zic, nu e adevărat. Și atunci m-am pus, mi-am luat agenda și zic, bă, nu se poate, eu trebuie să demonstrez că pământul ăsta este un glob și el se învârte. Pentru mine, Mitică Prunariu este zeu, eu am fost acolo, am făcut poze cu el, l-am văzut când el s-a dus sus în cosmos, a venit cu poze făcute, ne-a arătat, când a fost el la Cape Canaveral, la NASA. Zic, nu se poate. Și în momentul când începeam eu să caut treburile acestea să fac, am zis, Doamne, de ce se întâmplă cu mine? Eram bolnav de inimă. Sufeream de ani și ani de zile de fibrilație atrială. Și aveam tot timpul episoade din acestea de la spital, mă trezeau cu curent, cu tot. Și am, Doamne, Dumnezeule, ce să fac? Credeți că după ce mi-apare chestia asta, începe viața mea să se schimbe total. Deci, odată Eric Dubey îl văd, îmi iau 10 dovezi și zic vreau să le studiez. În timpul acesta apare ceva neobișnuit. Din nou mi-apare la recomandări pe YouTube să mă uit la Bruno Gröning. Un tip, o poză alb-negru, umflat la gât aici și zic ce... Bruno Gröning, Das Wunderheil, 3 filme,
în interiorul meu cineva spune, Achi, uită-te, te rog, la filmele astea. Uite, da, nu spunea nimeni. În mine cineva îmi spunea, nu înțelegeam nimic. Mă uit la această filmă și pentru prima dată în viața mea încerc să-mi dau seama că există un bine și un rău, că există o satană, că există acel diavol care ne comandă viața și care ne face și că noi, dacă reușim, putem să ne vindecăm pentru că Dumnezeu vindecă. Stăteam la fel și mă uitam, zic, wow, pământul este plat, Dumnezeu vindecă, ce se întâmplă acum? Și zic, măi, tocmai venisem de la o curentare din aceasta și zic, iată, stând în pat, după ce îl văzusem, deja trecuseră 2-3 luni, ce ar fi să iau eu poziția aceea de meditație în care să mă curenteze Dumnezeu? Am zis, hai să văd că nu strică nimica. Și ce credeți că s-a întâmplat? S-a întâmplat minunea. Eu am dat vină că este curent în casă. Când am simțit în tot corpul, din vârful capului până în vârful degetelor, așa au niște mâncărimi ca și când ți se scoală pielea de gâscă pe tine, tot păr era ridicat, stăteam, vibram efectiv și mă gândeam, wow, bă, dar am curent în casă, tot închis. Și după aceea zic, Doamne Dumnezeule, dar nu fi curentul de la tine primit. Și minunea s-a întâmplat, de a doua zi n-am mai luat medicamente. Am zis, hai să încerc să nu mai iau. Am început să fac ce îmi spunea Bruno Gröning, să merg pe această cale, să merg pe un drum nou, să încerc calea aceasta, să-l dau pe Satan afară și tot. Și ce credeți că am făcut atunci? Am luat Biblia și am zis, hai să mă uit să vedem unde scrie în Biblie că pământul este plat și staționar, că între timp deja începeam să studiez, dar nu credeam. Și am găsit peste 200 de versete în Biblie că pământul este plat, este imobil, are un firmament, are un domn și chiar în Geneză, când am deschis Biblia, am spus, Achi, tu dacă ai minte, știi să citești, și în Geneză, de la 1 până la 10, îți scrie cum Dumnezeu a făcut pământul acesta, cum a pus luminătorii pe cer. Mi-am pus întrebarea, păi stai puțin, păi dacă El face pământul prima dată și în ziua a patra face soarele, luna, cei doi luminători, pune stele pe firmament, cum se poate să se învârtă pământul în jurul soarelui când soarele a fost făcut după? Și am început acest studiu. Și mi-am întărit convingerea și pe zi ce trece căutam și descoperiam minciunile și timpul trece și la un moment dat când am avut 10 argumente, că eram sigur pe ele, mi-am făcut tricou, ceva în stilul acesta, mi-am cumpărat de fapt și am ieșit pe YouTube și în urmă, chiar anul acesta se întâmplă 4 ani, am ieșit singur pe YouTube. 2019, când a fost conferința, eu deja făceam pe YouTube videouri despre pământul plat. Lumea râdea și le spuneam de minciuni. Și acum, ca să puteți să mă întrebați, că aici am vrut să ajung, în toți acești ani, până astăzi, minciunile care eu, din punctul meu de vedere, sunt valabile pentru mine și poate și pentru alții, este următorul lucru. Și cum ați spus dumneavoastră, teoria pământului plat. Eu nu aș merge să-i spun o teorie a conspirației pământului plat. Pentru mine acum este adevărul pământului plat. Și atunci, marile minciuni pe care în 3 ani de zile, pot să spun, le-am adus la stadiul de adevăr, unde niciodată nu mă pot întoarce, sunt următoarele. Începem cu acest glob, care este o minciună de 500 de ani, aselenizarea, spațiul, NASA, ISS, astronauții, sateliții, spațiul cosmic, gravitație, Big Bang, evoluție, dinozauri. Avem 1000 de ani în plus băgați în calendarul gregorian, se poate vorbi foarte multe dovezi, am rutele de zbor, am Antarctica, avem Tartaria, avem Stonehenge, avem Mudflat, avem copaci pietrificați, avem lucruri care astăzi
trăim, le vedem, dar ni se spun că sunt adevăruri. Și aici toate aceste minciuni le-am pus într-un lanț al adevărului pământului plat. Pentru că doar așa puteam să ajung într-un final ca să pot să spun 100% din punctul meu de vedere, acest pământ plat este cum l-a făcut Dumnezeu, am un început și am un sfârșit. Și totul face parte din lanțul adevărului pământului plat. Această frază, eu am înființat-o, făcut-o, de ce? Aveam nevoie de ceva ce să mă leg, ceva ce să pot să construiesc. Și atunci m-am gândit că lanțul are multe zale și am nevoie ca fiecare zală pe care o prind să fie, să nu fie niciuna ca să se poată să deschidă, pentru că acolo este un punct slab. Nu. Tot lanțul este închis, sudat și pentru mine asta înseamnă că așa va rămâne în toată viața. Domnule Achi, conform conceptului în care credeți și pe care îl reprezentați, eu aș spune cu cinste și cu onoare, pe lângă faptul că susțineți că pe lângă faptul că pământul este plat, este și staționar și aș vrea să vă opriți puțin și asupra acestui aspect. Ok, deci, pământul este fix și imobil. Ca să pot să spun acest lucru, totdeauna voi spune din două puncte de vedere. Pe de o parte spirituală și pe de o parte reală. De ce? Noi trăim într-o viață reală, dar cine crede are și o viață spirituală. Și atunci, în Biblia noastră, care este citită de oricine, ni se spune așa, în Cronici 16 cu 30. Ni se spune în Psalmi, în 96 cu 10, 93 cu 1. Faptul că este fix și imobil. Ca să am fix și imobil, automat, trebuie să am pilon de susținere. Pentru că Biblia îmi spune că pământul are pilon de susținere. Dacă mă uit la acest pământ bilă care este, el se învârte, el nu are susținere, el este undeva într-un spațiu cosmic unde este un vid și vom discuta și despre acest lucru. Dar mie îmi spune în Samuel 2 cu 8 că el are pilon de susținere, îmi spune în Iov 9 cu 6, îmi spune în Psalmi în 75 cu 3. Dacă la mine pământul este imobil, fix, are pilon de susținere, pământul meu are și colțuri. Pentru că colțurile pământului, spune în Isaia 11 cu 12, îmi spune în Apocalipsă, în 7 cu 1, în 20 cu 8, că are patru colțuri. El este fix, atenție, și deasupra avem firmamentul. Cerul, Domnul, așa cum suntem noi învățați, care acest cer, datorită faptului că el este fix, acest firmament se învârte cu tot cu stele, cu tot cu acele galaxii pe care noi le vedem sus, care ele sunt pe firmament, se învârt și fac această rotație de 365 de zile. De aceea noi în permanență de mii și mii și mii de ani vedem acelea stele acolo sus. Ele nu se depărtează, noi nu mergem. Noi stăm fix, Domnul se învârte. De ce? Pentru că el, pământul nostru, funcționează ca și o baterie. Și nu suntem singurii făcuți de Marele Creator, mai suntem încă 178 extraterestre, care înseamnă în afara noastră, după zidurile de gheață, mai sunt alte lumi, care la fel au același, să zicem, aceeași formă ca și noastră. Dar noi trăim aici și funcționează pământul nostru ca și o baterie. Sus avem un rotor care se învârte, avem un electromagnetism și am nevoie ca partea de jos, statorul meu care este, unde am apă sărată tot, să-mi fie fix. Soarele este polul pozitiv, luna este negativ și datorită vortexului de eter pe care eu l-am,
din interiorul Pământului în exterior, care mi se formează, am mișcarea Soarelui și mișcarea Lunii pe acest pământ fix, imobil, sub firmament se află toate aceste lucruri. Aș vrea să vă întreb, am o curiozitate personală vis-a-vis de conceptul acesta. Acest dom de care dumneavoastră ne povestiți este de nepătruns sau a fost pătruns de exemplu de stația spațială internațională, ca exemplu? Nu. Acest dom, acest firmament care este, îi știm și înălțimea la cât se află el, este impenetrabil. Au încercat rușii și americanii prin operațiunile pe care le-au făcut în anii 60-62, operațiunea Fishbowl, da? Că făcea parte din când au încercat să spargă firmamentul cu armele atomice. Da? Sunt pe YouTube, vedem, au încercat, au făcut explozii puternice și rușii și americanii n-au putut. Cine ne mai spune că este impenetrabil? La fel avem pe YouTube discursul lui Hillary Clinton, care spune, când făcea cu Trump campania electorală, ne spunem, va veni momentul când vom sparge această barieră de sticlă, spune ea, ca să putem să mergem către alte lumi. Va veni ziua când vom putea să spargem firmamentul. Zice Barack Obama, la fel, va veni momentul când vom putea sparge. Vine NASA și ne spune acum că ei consideră acest firmament centura Van Allen, în care sunt multe radiații și întrebarea este, păi dacă nu se poate trece, cum a trecut Apollo 11 până la Apollo 17? Pentru că trebuiau să treacă prin centura Van Allen. Pentru că tot noi știm de la NASA și din școală, Luna se află la o distanță de 365.000 de kilometri față de Pământ. Dar mai nou, NASA admite că Luna se află în atmosfera Pământului. Chiar pe site-ul lor de la NASA, când te duci și cauți, vezi că NASA se află în atmosfera Pământului. Cum? Nu pot să-mi dau seama, dar de vreo 2 ani e mai nou așa. Deci nu se poate trece. 2. Are grosimi diferite. Sus, unde avem steaua polară, înălțimea de la dom, de la steaua polară la polul nord, da? Așa se ia distanța, este calculată la 10.500 până la 11.000 de kilometri și distanța care este de la Pământ la Lună și de la Pământ la Soare, de la Lună la Pământ avem distanță fixă, este 5.500 de kilometri de Pământ, are rotație care are aceeași viteză, nu își schimbă cursul, pe când Soarele merge în analemă și are distanțe diferite. Când avem solstițiul de vară, în 21 iunie, este deasupra noastră la 5.500 până în 6.000 de kilometri, și acum, cum a fost în solstițiul de iarnă, în 21 decembrie, maxim are 3.500 de kilometri înălțime. El vine în analemă între tropicul Capricornului, Ecuator și tropicul Racului. Deci răspunsul este, nu se poate trece prin firmament și n-au reușit. Singurul care a reușit să deschidă firmamentul este Dumnezeu, când l-a deschis la potop și a lăsat apele de sus să intre, a deschis și jos și apele de jos și în momentul acesta, gândiți-vă la Himalaya, peste 8.000 de metri, Himalaya nu se vedea. Deci aveam nevoie ca el să deschidă tot. Și în Enoch, în cartea lui Enoch, scrie foarte frumos unde sunt porțile de sus și unde sunt porțile de jos. Da. Și atunci, care ar fi explicația sistemelor, sateliților? Ce-i cu ei? Există sateliți? Există, bineînțeles că există. E o curiozitate, pentru că ați spus că acest dom este de nepătruns. Să înțeleg că această rețea de sateliți este până la capătul, până la intrarea în acest dom?
Deci, acești sateliți, să nu uităm că noi avem o atmosferă, da? Avem o atmosferă pe mai multe straturi de gaze. Acești sateliți, ei ne spun, NASA ne spune, putem intra, se află în termosferă. Termosfera începe la 400 de kilometri și se duce până la 700-800 de kilometri, da? Pentru că după termosferă am exosfera mai departe și după exosfera am vidul cosmic. La 400 de kilometri ei îmi spun mie că eu am așa zis și sateliți care ei sunt duși acolo pe orbită de către navete spațiale care le lasă. Totul este o mare minciună. De ce? Am văzut acum 2-3 zile sateliții adevărați în America. L-am văzut pe chinezul cu acel balon, care avea un satelit legat de balon. Ei se numesc sate balon. Deci ei sunt făcuți, acești sateliți care se duc în 60 de kilometri sus, care nu deranjează pe nimeni, sunt făcuți de spionaj meteorologic, alții sunt făcuți de comunicații, alții sunt făcuți. De ce? Pentru că la înălțimea aceea, unde mai departe nu se poate merge, dar nu se poate ajunge, îi folosesc pe acești sateliți balon. Mai avem, ce mai avem? Deci toți sateliții care sunt construiți, îi vedem când se lansează, ori din Australia, ori din Statele Unite, pentru că vedem momentul când lansează un satelit cu balonul, vedem penele care le au, vedem faptul că acești sateliți, așa zis sateliți legați de baloane, cad în toată lumea și avem poze. Ba în grădina lui unu, ba în altul, scrie NASA pe el. Ce mai avem acolo sus, așa zis satelit? Da? Păi avem avioane care ele sus la înălțime fantastic de mare, peste 30 de kilometri, ele sunt alimentate cu energie solară, da? Și care poate să stea sus fantastic de mult și ei de acolo poate să comunice. Mai avem pe post de Hubble, probabil știți că avem un mare satelit care se uită, un telescop pe care se numește Hubble. Corect. Care acest Hubble în realitate nu există. Există poze de la Hubble, dar el în realitate este pus pe SOFIA. SOFIA este avionul de la NASA, pe care dacă mergeți pe NASA și dați la SOFIA, vedeți telescopul care este pus și care filmează și care ne trimite imagini. Dar nu există Hubble când s-a făcut, când s-a pozat, la fel ca și ISS-ul, ca și Spația Internațională. Spația internațională, care noi știm că este sus, nu este sus, este pus în Cape Canaveral, este ancorată de macarale uriașe cu un panou verde în spate și totul se poate vedea. Modulul în care se fac filmările, în care toți astroclaunii, că eu le zic astroclaunii, sunt legați de fire, se văd fire, se văd penele lor, se văd absolut orice. Cum se fac? Acest este ținut într-un hangar, tot acolo unde se fac toate filmările. Avem poze când astronauții dau interviuri, când vedem unde se află. Deci suntem mințiți. Da, avem drone care poate să circule, care poate să transmită semnale. Avem foarte multe lucruri care sunt sus, dar nu avem nici de cum 30.000 de sateliți care orbitează fiecare pe partea lor și ei se văd. Știți de ce nu sunt? Eu am un Nikon P1000. Eu cu Nikon P1000 pot să mă duc la lună, care luna mi este foarte aproape și eu pot să intru să văd pe lună absolut orice. Și putem vorbi mult de lună, da? Nu pot să văd pietre pentru că luna nu este o rocă, luna este o plasmă cosmică. Dar pot să văd cum ea se formează, cum ea se încarcă și se descarcă singura. Aici este toată frumusețea. Când începi să înveți, când găsești minciunile și faci în lanț să le legi, ai să-ți dai seama, wow, merită să studiezi. Da, merită. Cu siguranță că merită. Am un milion de întrebări să vă pun, dar o să iau timpul. Cred. Am un milion de întrebări să vă pun, credeți-mă. Știu.
Ce vreau să vă întreb, care ar fi referitor la, mi-ați spus că nu există, deci mi-ați explicat din ce ne-ați spus dumneavoastră până acum. Eu v-aș întreba, care este scopul pentru care NASA și poate și alte agenții spațiale ne mint? Okay. De ce, ce interes au? Care-i, okay. Atenție, atenție, sunt lucruri foarte sensibile în momentul când am să vi le spun, s-ar putea să nu fie pe placul multora. Dar ce vreau să vă spun, vreau să vă spun următorul fel. Da? Ca să pot să vă răspund la această întrebare, gândiți-vă că asta face parte, este o zală din lanțul adevărului, NASA. Și la NASA pot să vă fac un seminar de 2 zile. Asta înseamnă 8 ore în prima zi, 8 ore în a doua zi, să vă vorbesc doar referitor la întrebarea aceasta. Pe scurt, da? Pe scurt. NASA, când a fost fondată, da? Când a fost fondată, de ce a fost fondată NASA, cine a fost premergătorul ei, pe scurt, da, se poate face mult, v-am spus, până ajung la Werner von Braun, cel care a fost fondatorul NASA, nazistul mare al nemților, care el a făcut, a descoperit rachetele și tot. S-a dus în America datorită lui amiralului Byrd, când a venit din Antarctica. NASA a fost făcută, da, în 59, când a fost înființată, sau 58, acum îmi scapă chiar chestia asta, că am foarte multe cifre în cap. L-au făcut cu un scop. L-au făcut cu un scop. Și acest scop a fost dat de cei care conduceau lumea în acel moment. Pentru că aveau nevoie de finanțări, aveau nevoie de ce. Și cei care conduc lumea sunt cei din triunghiul puterii care sunt în vârf. Și astea sunt familiile de iluminati, cele 13 familii care conduc întreaga planetă. Care ele și la ele au un ordin deasupra, ochiul Horus, da, care stă deasupra ochiul acela. Nu discut despre ochi pentru că deja intru într-o zonă prea, prea fierbinte. Dar avem cele 13 familii de iluminati care sub ele intră totul și aveau nevoie de ce? De Antarctica, pentru că în Antarctica în 40 nemții au trecut pe sub zidul de gheață, s-au trecut dincolo, au găsit alte teritorii, au format Schwabenland acolo și au dezvoltat datorită extratereștrilor tehnologia de OZN-uri, obiecte zburătoare neidentificate. Și când Richard Byrd s-a dus în Antarctica pe operațiunea Dominic, care a avut-o în 47, se duce cu avionul, că s-a dus cu portavion acolo și a luat avioane, elicoptere, a trecut și a fost și a ajuns între nemți. Între nemți care erau acolo, construiseră Schwabenlandul și au avut noua tehnologie. Și când a venit Byrd cu tehnologie și a dat interviul la Longin, la emisiune, avem interviu tot pe YouTube este. Și când el a spus că a descoperit alt pământ, alte zăcăminte, mult diferit. Și bineînțeles că nu spun de tehnologia extraterestră care a găsit acolo. Dar de ce credeți că după aceea imediat s-a făcut pactul Antarcticii, semnat de nu știu cât, de la 65 paralelă nu mai ai voie să te duci către Antarctica? De ce doar președinții de stat, papa, are dreptul să ducă în Antarctica? De ce nu avem astăzi curse oficiale care se duc în Antarctica în vizită să facă? Nu, ne lasă de la Ushuaia să mergem până la primul ghețar, să facem un dans cu pinguinul, niște poze și gata, am fost în Antarctica. Nu se poate face. De ce? Pentru că interesul lui NASA este să ascundă tot. Are 82 de milioane de dolari buget zilnic, să nu uităm. Le trebuia dezvoltat programul de rachete. Și aici vine frumusețea frumuseților. Când președintele Kennedy vine și vrea să le iei fața rușilor, de ce? Pentru că rușii deja trimisese pe Laika sus cu racheta, deja l-au pregătit pe Yuri Gagarin să-l facă, vezi, Doamne, NASA era făcută. Păi de ce a fost chestia asta între ei? Pentru că ei toți, NASA, RASA, JAXA, toate organizațiile spațiale din întreaga lume, sunt toate una, toate răspund de NASA. NASA este șeful boșilor. Și atunci ce au făcut? L-au fotografiat pe Yuri Gagarin rușii, i-au pus o cască acolo și au spus primul om care a fost în cosmos. Nicio dovadă.
După aceea au venit americanii cu aselenizarea. Știm prima dată când a venit la Stanley Kubrick și la Hollywood, i-au pus în vedere, știm cum s-a făcut aselenizarea, avem interviul lui Stanley Kubrick, cum a făcut-o și mai avem astăzi două interviuri ale lui Buzz Aldrin, care el, care a fost cu piciorul pe lună cu Armstrong, spune, noi nu am fost acolo. Cel care s-a căsătorit acum de curând cu o româncă, are 90 de ani, trăiește, nu? Nu știu, asta nu cunosc, dar este Buzz Aldrin. Ei erau trei, era Colin Mitchell, care era în capsulă sus, îi aștepta, era Neil Armstrong și cu Buzz Aldrin, ei doi. Buzz Aldrin e singurul dintre, mă rog, cum le spuneți dumneavoastră, cosmonauți sau pseudo-cosmonauți, care mai e în viață, din cei care au, despre care se spune că ar fi ajuns pe lună. Iertați-mă că v-am întrerupt. Da, 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 o fi. Bă, nu cunosc informația asta, dacă nu știu, nu știu. O fi. Dar scopul lui NASA este să ne abată în alte direcții. De ce? Atâta este de frumos de spus aici, marea minciună la NASA, care ei o fac astăzi, este că rachetele care pleacă de la Cape Canaveral au această traiectorie, la un moment dat dispare și pică în Triunghiul Bermudelor. De ce Triunghiul Bermudelor este interzis? De ce se face mare vâlvă? Pentru că în momentul când au făcut NASA, când a dat drumul la programul de rachete Otto von Braun, le-a spus, ok, noi le lansăm sus, noi nu putem trece de firmament. Ce facem cu ele? Păi să pice acolo. Și cum facem? Hai să facem o diversiune. Băgăm două escadrile de avioane, tup, dispar în triunghi. Băgăm câteva portavioane, ceva nave de război sau pescadoare, tu dispar acolo. S-a făcut acest mit pe Triunghiul Bermudelor, de ce? Ca ei să poată să-și colecteze navetele, shuttle-urile lor care pic acolo. Pentru că avem filmare în original când echipajul care a fost pe ISS astăzi în cupola aia lor, este aruncat din avion de la mare distanță, îi se deschid parașutele, pică jos, vezi, Doamne, că am fost pe ISS și am stat. Ne mintă NASA fără rușinare. Numai asta este, cine acceptă minciunile, e problema lor. Dar NASA, să nu uităm că toată conducerea de la NASA este masonică, toți sunt pe grad de 33 acolo, toți care au făcut NASA, dar să nu uităm că NASA astăzi are băgate peste tot elemente sataniste care sunt. E mult de vorbit despre NASA, dar prea scurt timpul. Da, e prea scurt timpul, dar nădăjduiesc că nu va fi singura întâlnire. În fine, asta rămâne de discutat cu dumneavoastră. Domnule Achi, ne vorbeați de circa 176, dacă nu de 178. 178. De planete create de divinitate. Cunoscute. Așa, cunoscute. Există legături între Pământ și celelalte planete cu viață despre care dumneavoastră ne vorbiți? A fost vizitat Pământul de civilizații din exterior? Și dacă cum au trecut ele de acel dom și de ce au trecut de acel dom? Deci, la ora actuală. Eu vreau să vă. Nu, deci, un pic sângică contra și de dragul, și de dragul de a vă provoca și de a ne. Chiar și de mă a ne bucur, explica. chiar mă bucur. De curând a apărut o carte. Chiar am comandat-o, o primesc pe 16 februarie, este doar în două ediții, ediția engleză și ediția spaniolă. Terra Infinita se numește, este o carte, sunt trei cărți de fapt scrise, de către o persoană care a fost născută dincolo de zidul de gheață. Deci, nemții au descoperit o modalitate cu submarinele pe sub firmament să treacă. Au părăsit și au dat de alte teritorii. Ei, acolo când au ajuns, au dat de o altă civilizație mult mai avansată din punct de vedere tehnologic. Așa le-au dat sistemul acesta de OZN-uri pe care americanii l-au luat, îl fac în Area 51. E mult aici de vorbit, în curând o să le vedem când va fi Blue Beam-ul, deja vor apărea, sunt scoase, sunt pe portavioane, deja se văd. Bun.
ele, ideea este că afară, această planetă, de multe ori, noi auzeam de ele. De exemplu, există Marte, există Neptun, există Nibiru, există Agartha, există multe, acum nu le-am toate numele care sunt, cu toate că toate 178 sunt cartografiate, se știe ce este, de ce. Noi suntem vizitați de Anunnaki. Anunnaki și mai există o civilizație, le spune Custozi și Anunnaki ne-au vizitat de mult timp. Nu merg pe o cifră de ani, 400.000 de ani sau acest lucru, nu vreau să mă bag în cifre. Dar am fost vizitați de ei. De ce? Avem mărturii. Avem Imperiul Sumerian, de exemplu, unde avem găsite lucruri făcute, sculptate, pictate. Avem tăblițele găsite în Sumer. Da? Avem scrierea care este. Păi avem scrierea de la Tărtăria noastră, care este o scriere care se spune că scrierea din România de la Tărtăria este cea mai veche scriere din lume. Această scriere, care este foarte apropiată de cea sumeriană, a fost făcut atunci. Dacă stăm puțin să ne gândim, ok, Dumnezeu când a făcut marea lui creație, da, se spune că l-a făcut în 6 zile și a 7-a s-a odihnit. Ei când merg pe 1000 de ani o zi, mie mi se pare 1000 de ani cam prea puțin, să zic așa. Deci eu n-aș merge, că mie nu-mi zice Biblia 1000 de ani. Zice în prima zi, a doua, da? Dar faptul că noi am fost vizitați, faptul că tehnologia noastră a fost adusă încă din antichitate, cine îmi spune mie că pământul este plat, că pământul este fix, că... Păi îmi spun vechile civilizații antice, care fiecare civilizație antică care a fost știa că pământul este plat și staționar. Până acum 500 de ani, toți știau acest lucru. Doar de 500 de ani de la Copernicus încoace am ajuns să fim o bilă care ne învârtim la ecuator cu 1670 de kilometri, dar pe o axă de 23,4. Dacă tai din 90, semnul satanei 66,6 grade. Și atunci... Întrebarea este, ce vor ei de la noi? Păi ce vor ei de la noi? Păi hai să vedem ce vor ei de la noi. Ei sunt în permanență, ei conduc lumea, cei de afară, ei ne păzesc, ei luptă și ei nu ne lasă să... De ce? Pentru că sunt foarte mulți în afară. Dacă o să citim cartea aceasta, Terra Infinita, și o să coroborăm cu harta care a fost descoperită în 1580, da? Când nu exista, atenție, Antarctica nu exista ca și gheață, nu era gheață atunci, erau pământuri. Când, cu ce armă au venit și au pus acel zid de gheață? Care au fost rostul lor să pună acest zid de gheață acolo? Pentru că avem hartă când a fost făcut. Și acum când spunem 1500, normal spunem 500, că 1000 de ani ne-au fost băgat pe gât de Papa Grigore al XIII-lea, când a schimbat calendarul Iulian din Gregorian. Aici este iară mult de vorbit, cu dovezi, cu tot. Dar extratereștrii au fost și ne aduc în permanență. Gândiți-vă astăzi la tehnologia aceasta, la inteligența artificială. În urmă cu câțiva ani de zile vedeam Terminatorul. Ne dădea deja în fața noastră, ne pregătea. Pentru ce? Pentru că e așa lucrează. Venim, vă învățăm, vă dăm, lucrăm, le arătați și după aceea apare chestia. De ce? Ca omul dintr-o dată să nu fie wow, păi cum? Nu, dragule, pentru că eu te-am pregătit. Și de multe ori se spune, se merge pe Ancient Alien, da? Ăștia de la, merg pe partea asta. Ceilalți spun că nu este așa. Cei religioși care merg pe spiritualitate, nu există extraterestri. Avem nefilimii de căzuți, sunt îngerii de căzuți care i-au venit și au făcut totul. Pe de o parte avem asta. Adevărul stă la mijloc, pentru că ce se întâmplă? Unul care are doar spiritualitate, unul care are o viață reală fără spiritualitate, el merge pe ce vede de la televizor, ce arată Hollywood-ul.
Dar în momentul când cauți și combini spiritualitatea cu ăsta și te uiți și vezi la civilizațiile antice, adică eu văd la Maiaș, văd la Incaș, văd la, la toate civilizațiile, că ei au acest munte Meru în polul nord. Eu am un munte magnetic, eu am un zid, eu am un pământ plat, am un șeol jos, am ape sub, ape sus și dincolo. În 1907, în gazeta hawaiană, a apărut o hartă, harta pământului plat cu toate, până la următorul zid de gheață, toate pământurile care sunt acolo. În 1907 avem harta aceasta. Și a pus cineva vreo întrebare? Ne-a învățat pe noi la școală cineva? Nu. Și astăzi când intri și studiezi singur și cauți, ajungi la un moment să spui: wow, păi n-os confundos ăsta în momentul când a descoperit aceste pământuri, când a venit cu harta, în 16 o primesc și am să pot să vi-o explic. Nu mi-a explicat pe parcurs de Imperiul Tartarian, care era, care tartarienii se foloseau de tehnologie extraterestră. Că să nu-mi spună mie cineva că în 1500-1600 făceau dintr-un bloc de marmură, făceau o lucrare dantelată în marmură, care astăzi cu cea mai al dracului tehnologie din lume nu poți să faci. Probabil în 3D, dar doar în plastic, nu în marmură. Și atunci când stai să vezi, păi dacă cel mai puternic imperiu al lumii, Tartarianul, da, cei care au fost în partea de Rusă, eu nu am învățat nimic de el. Dacă eu văd pe, în Patagonia, când erau tartarienii, în Patagonia, văd uriașii, țara uriașilor a fost Patagonia. Când eu văd în crucișările care au fost făcute de Anunnaki, oameni cu animale, sau pot să spun de îngerii decăzuți, când s-au cuplat cu femeile noastre și au ieșit uriași și tot. Și atunci pun amândouă, stânga cu dreapta, le unesc și găsesc adevărul. Dar într-o parte am o conspirație, într-o parte am o minciună. Aici este marea frumusețe să studiez singur acasă și să vezi ce frumos este. Și ești mințit și ai fost mințit și vei fi mințit toată viața ta. Aici doare. Doare foarte tare, într-adevăr. Doare. Nu, de-aia nici nu îndrăznesc așa să vă contrazic, pentru că nu, nu. Nu are rost. Nu-mi doresc chestia asta, nu pentru asta v-am invitat. Cum explicăm durata zilelor și a nopților și cum explicăm anotimpurile, fusul orar, meridianele, paralelele? Am înțeles, v-am urmărit din intervențiile dumneavoastră. Dragii mei, trebuie să vă spun că domnul Lachi n-a venit aici nici pe departe pentru a-i face eu publicitate, pentru că este un om cu 25.000 de spectatori pe zi. Deci, pentru asta îi mulțumesc și m-am mirat că a acceptat să vină în emisiunea mea, pentru că, credeți-mă, nu prea are nevoie. Adică n-are nevoie deloc să vină la mine. Dar, în fine, revin. Cum explicăm zilele, nopțile, anotimpurile, fusul orar? Mai există meridianele și paralelele în condițiile în care avem de-a face cu plasă? Există. Există foarte bine și foarte explicate, foarte bine explicate pe un pământ plat. Deci, avem anotimpurile. Sunt date de mișcarea soarelui deasupra pământului în analemă. Deci trebuie să înțelegem că soarele este fix, soarele se învârtește, se învârte, da, între tropicul Racului, ecuator și tropicul Capricornului. Ce știu eu? Eu am, să zicem, circumferința mea aici, pentru că asta trebuie să explic. Noi avem 40.000 de kilometri la ecuator, da? Avem emisferă nordică, avem emisferă sudică. Noi am fost învățați că în funcție de înclinația soarelui, de înclinația pământului față de soare, dacă este așa, soarele îmi bate de aici, aici am vară și aici jos am iarnă. Dacă eu mă învârt și mă duc invers, o să am așa înclinația, aici am vară și aici am iarnă sus, da? Datorită mișcării pământului pe care o fac în jurul soarelui. Asta pică, este o minciună totală. Deci pică din start. Când pică, când înveți. Acum, am pământul acesta. Acesta este pământul meu și am soarele care mi se învârte în analemă. Adică el pe un con. Deci el, dacă sunt, am solstițiu de vară, înseamnă că eu în partea de nord care am vară. De aceea, eu în nord,
în Alaska, spre Polul Nord, eu am zile unde am foarte multe luni ziua. Nu am întuneric. De ce? Pentru că soarele meu se învârte în rac și el se învârte până când el începe coborârea spre ecuator. În momentul acela, ce am avut aici vară, trec în toamnă. De ce? Pentru că se mărește distanța, soarele se duce. Și vine, în momentul când eu mă duc, partea de jos care este, ce face soarele în momentul când se duce la ecuator? Își mărește viteza. În momentul când el își mărește viteza de rotație, se întâmplă un lucru. Ziua scade, crește noaptea. La fel și la noi. Când soarele se depărtează, el crescând viteza, scade pe zi ce trece ziua și crește noaptea. De ce? Pentru că el se duce, el ia lumina cu el și el luminează, dar în formă de spot, cât poate el să prindă. De ce? Pentru că el când luminează, el luminează și firmamentul sus și firmamentul îi reflectă lumina și el, partea care este luminată, firmamentul îmi luminează și am zi. De aceea zilele mele se scurtează mult când sunt în solstițiu, de exemplu, de iarnă, când sunt în Capricorn, la mine noaptea este foarte lungă, ziua foarte scurtă. De ce? Pentru că este departe. Pe când invers este dincolo. Dincolo am o viteză foarte mare a soarelui, am jos, că aici este o mare minciună, că zice că există în Antarctica soarele, este 24 de ore... este soare în Antarctica. Minciuna, pentru că avem stațiile din Antarctica unde avem poze în aceeași zi, în același an și vedem că la McMurdo, de exemplu, am noapte și dincolo, în altă parte unde mi este soarele, am zi. Acolo, într-adevăr, ziua durează 3 sau 4 ore și după aceea am întuneric. De ce? Pentru că soarele se învârte foarte repede. Este jos, el este mult coborât și el se învârte foarte rapid. Și așa mi se formează anotimpurile. Am două solstiții și am două echinocții. Da? Am echinocțiul de primăvară, echinocțiul de toamnă și am cele două solstiții care sunt. Și atunci, așa mi se formează, de exemplu, ora. Da? Ora îmi pleacă din Polul Nord, am longitudinal, da? Am latitudine și longitudine. Problema este că dacă ar fi să mă întorc în școală, să mă duc la școală, să-mi explice cineva cum funcționează ora pe acest pământ glob, eu i-aș pune o întrebare unui cunoscător. De ce în Kiribati am diferență de 14 ore, de 13 ore și de 11 ore la distanță de câțiva kilometri? De ce într-un loc am cu plus și la câțiva metri mai încolo am cu minus în Kiribati? Înțeleg, dar nu înțeleg de ce 14 și 13 ore am diferență dacă mă aflu acolo. Pe când dacă iau meridianele pe pământul plat, voi vedea exact de unde plec. Îl iau pe Zelo de la Greenwich, care mi se duce, și când mă uit de pe pământul plat pe harta Gleason, am aceeași oră și știu exact cât este ora peste tot. De ce? Soarele, poziția soarelui îmi dă ora. De aceea am sundialul. Sundial este instrumentul cu care soarele îți arată ziua, pentru că el, sundialul, îți arată mișcarea soarelui deasupra pământului. Și îl avem la unde îl avem? Îl avem în Praga, pe acea clădire foarte veche, unde avem ceasul astronomic de la Praga, cel mai vechi și funcțional ceas din lume, unde mi arată că pământul este plat, soarele și luna se învârt. Sunt voci care susțin că această curbură a Pământului, da, o punem ipotetică, da? Deci da. Eu reprezint neutralitatea în emisiunea. Da, nicio problemă, îmi place curbura, e cea mai tare. Curbura Pământului ar fi vizibilă din avion și că dumneavoastră, nu personal dumneavoastră, adepții conceptului Earth Flat neagă acest lucru. Mai mult decât atât,
adepții concepției, Ernst Flatt neagă și, acum mi-aduc aminte, fotografiile din spațiu cu alte planete care sunt sferice și pe care dumneavoastră le negați. Este adevărat sau au ba? Imediat, deci planete sferice și curbura. Una la mână. Curbura Pământului, da? O avem aici, se vede frumos. Și apropo de curbura Pământului, avem apa plată, dar apa se curbează, ceea ce fizica îmi spune că apa își păstrează nivelul. Apa nu se poate curba, cu toate că vin și îmi spun datorită gravitației, gravitația o mare minciună, i-am spus fiecare chestie din aceasta poate fi o emisiune nu de o oră, de două, trei ore. Toate aceste lucruri le spun pe TikTok la mine și le explic foarte bine. Cine vrea să mă urmărească poate să vină pe TikTok. Deci, curbura Pământului, să ne înțelegem foarte, foarte bine. Eu astăzi am o formulă trigonometrică, pitagoriană, în care spune așa. 8 inci înmulțit cu distanța la pătrat. Deci, dacă eu am o distanță de, să zic, am și notat pe aici, o să văd dacă găsesc, da. Deci, 8 inci înmulțit cu milă la pătrat. Asta este formula. Și vă dau un exemplu rapid ca să înțelegeți curba, cum se poate calcula. Să zicem că luăm pentru 4,83 de kilometri, ceea ce înseamnă 3 mile. Deci eu am 3 mile. Sunt la marginea lacului, pe mare și mă uit la 3 mile. Eu înmulțesc 3 ori 3, egal 9, înmulțit cu 8 inci, am 72 de inci. 72 de inci îmi dă 1,8 metri de curbură. Deci, eu dacă stau la 4,83 de kilometri, de ce am luat acest lucru? Când sunt la mare, eu pot să văd cu ochiul meu doar maxim până la 5 kilometri. Mai mult nu pot să văd. Asta mă duce. Eu dacă sunt pe mal și cu ochiul liber văd vaporul călare și la un moment dat el dispare, eu spun că el se duce după curbă. Dar eu am o formulă matematică acum care îmi spune acest lucru, că el ar trebui să fie acel vapor 1,8 metri sub linia orizontului. S-ar putea să-l văd, s-ar putea să-i văd numai catargul. Să zic că îi văd numai catargul. Dar eu dacă îmi iau pe 1000 și dau un zoom, eu îl văd și pe ăla cum se scarpină, care stă în vapor. Deci îmi apare și vaporul se duce mai departe. Deci automat nu am nicio curbă. Da? Curba poate fi demonstrată. Nu a fost de nimeni demonstrată până acum. De ce? Nu pot, nu există curbă. Pentru că apa, pe de-o parte, nu se curbează. S-au făcut foarte multe teste. Avem teste cu lasere, cel mai lung test din lume de laser, în care curba Pământului ar fi trebuit să aibă 10 de metri. Laserul nu trece prin apă. Punctele se întâlnesc. Avem farurile la intrare în porturi care împart la distanțe mari. Și acum vă mai dau un exemplu pentru curbă să înțelegeți cum este. La 50 de mile, la 50 de mile de curbură, calculul este de 50 ori 50 ori 8 inci, ceea ce înseamnă 20 de mii de mile, care înseamnă, tradus pe românește, 508 metri de curbură ar trebui să am la distanța de 80 de kilometri. Păi, în New York, Statuia Libertății are 99 de metri de la bază la flacără sus. Capitanii de cursă lungă care intră în port văd de la 90 de kilometri, văd Statuia Libertății. Cum poate el să vadă Statuia Libertății când ar trebui să fie 508 metri sub curbă? Scad 100 de metri de la statuie. Unde sunt cei 400? Că o să vină să-mi spună că este refracția apei sau sunt condiții meteorologice și mi-apare un miraj? Nu e adevărat. Vor găsi cu siguranță explicat. Găsesc, pentru că așa este. Chicago se vede peste Lake Michigan, 40 de mile, înseamnă 60 și ceva de kilometri. Și mie mi-apare tot Chicago, într-o zi frumoasă, eu văd Chicago din partea lui Lake Michigan. Și când întreabă reporterul, cel de la meteo, spune, da, știți că este Fata Morgana, este un miraj și se face singur de caca, pentru că intră cineva și spune, păi da, dar mirajul este imaginea inversă a celei ce spui tu că este miraj. Bun, asta a fost una. Și partea a doua, m-ați întrebat de fotografiile de sus de CGI.
Totul ce se vede de sus este CGI făcut de echipa lui Robert Simon la NASA. El are interviu, el spune acest lucru, nu se poate face nicio fotografie de sus cu Pământul glob. Nu există la ora actuală în lume cineva să fi făcut o poză. De ce? Cel mai singurul om care a fost la 30 de kilometri, peste, chiar s-a dus până la limită, a fost în anii 30, a fost Picard, când el a urcat cu balonul în consola aia lui pe care a fost făcut-o și el când a ajuns sus de tot, unde n-a mai fost nimeni până atunci, a spus: Pământul s-a văzut plat cu marginile îndoite. El așa a spus, există interviul lui, astăzi care este. Poze sunt doar computer generated imagery. Și în avion, când mergeți cu avionul, vreau să vă spun că fiind în România top of the top în vânzări, am primit excursii în toată lumea. Am fost peste tot. Am văzut China, Africa, state, Europa. Știu ce înseamnă să ai o fereastră care, fereastra când te uiți, are sistemul acesta de geamuri care sunt concave. Știm cum se vede, că în momentul când te uiți, se pare că este. Dar în momentul când ești în avion, nu trebuie să te uiți acolo, trebuie să întrebi pilotul. Când îl pune pe pilotul automat, merge pe o curbă sau merge pe o linie dreaptă? Și să vezi ce vă spune. Giroscopul duce totdeauna avionul pe o linie dreaptă, adică ține orizontul. Chestia asta cu ce spun ei din avioane este nimic. Eu am călătorit mii și mii de kilometri cu avionul, nu știam de Pământul plat, vedeam și eu așa zisa curbă, dar astăzi, din păcate, pică această afirmație. Da, v-am promis că o oră vă rețin, da, și vă voi cuvânt pentru că aveți și alte treburi. V-am spus că erau întrebări pentru câteva ore bune. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea dumneavoastră de a răspunde și a intra în emisiunea noastră. V-am spus atâta timp cât dumneavoastră sunteți un om care aveți cu 25.000 de spectatori pe zi, pe seară. Oamenii vă pot vedea pe TikTok, vă pot urmări și se pot edifica, cei care cred în acest concept, cei care îmbrățișează acest concept. Până la urmă, eu zic că oamenii trebuie să conștientizeze că Terra Pământului este o catedrală cosmică. Nu știm, nu toți putem să ne dăm cu părerea, să spunem, nu toți înțelegem termenii științifici pe care dumneavoastră îi expuneți. Este complicat pentru unii dintre noi, chiar și pentru mine când am urmărit documentarul lui Eric Dubey. Mi-am prins urechile atât de multe informații spuse cu o repeziciune fantastică și cred că vorba dumneavoastră, cred că ar trebui să-ți iei un caiet, să-mi iau un caiet și să notez și să studiez, exact. Că altfel nu poți înțelege. Sunt de părere că nu este fum fără foc, exact. Vă spun sincer. Și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Oameni buni, nu uitați că la Radio AS invitații sunt respectați, invitații au cuvântul și în măsura în care veți putea, vă așteptăm și alte dăți. Colegii mei din Radio AS m-au pus să vă întreb referitor la Apocalipsă. Nu știu dacă nu mai aveți timp astăzi, dar... Domnul Lucian, pot să vă spun următorul lucru. Deci, partea de Apocalipsă sunt lucruri atâta de bine făcute, sunt vizibile. Nu vi-am vorbit absolut nimic de spiritualitate, pentru că n-am vrut să mă bag în spiritualitate, dar vin cu drag la dumneavoastră și vreau să vă spun, numai povestea cum am început TikTok-ul, ca să am în 4 luni de zile peste 25.000 de urmăritori. Și probabil mulți dintre voi, dacă veți fi de acord să mă aveți în emisiune, să vă povestesc despre cea mai bună dietă de slăbit din lume, este dieta mea specială, în care se numește mănânci ce vrei, mănânci cât vrei, mănânci la orice oră vrei tu și slăbești în 14 zile 10 kg.
Deci, aceasta este dieta mea. Eu o folosesc. Am slăbit în trei faze 27 de kilograme, efect yo-yo, 15 kilograme și 15 kilograme. Este una dintre cele mai bune diete pe care eu am găsit-o vreodată. Eu am făcut-o, este în trei module și așa am început activitatea mea pe TikTok. Așa au început oamenii să vină și când am văzut că le place, am zis ce-ar fi totuși să le vorbesc despre spiritualitate, cum l-am descoperit pe Dumnezeu, cum cred în Trinitate, cum l-am dat pe Satan afară și cum toate aceste lucruri fac parte din lanțul adevărului pământului plat. Pentru că să nu uităm, sunt foarte multe zale și din cauza aceasta voi încerca în iulie, când vin în concediu, să fac un seminar la Timișoara și de vreo 6-7 ore în care să prindem câtuși de puțin 2-3 zale, să trecem prin tot ca omul să înțeleagă. Că știți ce se întâmplă? Vin toți cu obsedanta întrebare. Bun, pământul este plat. Am un tricou. Cu ce mă ajută pe mine că pământul este plat când eu știu ce am pe pământul ăsta glob? E, aici este marea frumusețe. Să știți că așa mi-au spus mulți colegi care nu v-au contestat. Mi-au zis, bine domnule, bine așa plat. Da, și ce? Da, să fie. Exact okay. Așa. Știu. Hai să vă spun de ce, să vă fac curioși puțin, să vă fac așa, știți. Deci, lucru cel mai important, numărul 1, cu ce mă ajută pe mine, că eu am descoperit că pământul ăsta este plat, unul, mi-a dispărut frica, Satana este afară și pentru mine, diavolul, Satana nu mai există în viața mea. Este lângă mine, e mult de vorbit, dar nu mai are rost. Eu sunt cel mai important pentru mine, pentru că Dumnezeu m-a făcut prin marea lui creație. Pe mine m-a creat. Asta înseamnă că eu nu mai sunt sclav modern, nu voi fi sclav digitalizat și nu voi mai asculta de un măgar care stă în fața turmei de oi. Adică eu am fost o oaie într-o turmă, am un măgar în față care îmi dă comandă, am dulăii care stau pe margine și mă țin aici așa cu minciună, îmi dă triunghiul morții acasă să mă duc la servici, să mă duc să mă culc, să mă duc la frigider să mănânc, să stau să mă uit la televizor și în rest să mă țină de ce. Și aici urmează partea frumoasă, cu ce mă ajută, pentru că eu în acest moment pot să fac altceva decât ceea ce am fost învățat. De ce? Eu nu mai merg cu turma mai departe, eu merg pe drumul luminat, cu lumina în mine aprinsă, merg cu Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt în mine, știind că Sfânta Treime, Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt sunt una, eu știu că nu mai am nevoie de o biserică să mă duc la un popă libidinos sau la un pocăit din ăsta care vrea numai zeciuială de la mine, eu știu că biserica sunt eu. Când vreau să mă rog la Dumnezeu, ies afară, mă uit la Tatăl, care știu că este peste firmament, apele de sus. Peste este El cu armata Lui de îngeri și asta mă face pe mine bine. Am fost operat în urmă cu 3 luni de zile pe inimă. Mi-au spart inima, m-au făcut bine, m-am lăsat de alcool. După 45 de ani nu mai consum strop de alcool, nu mai fumez de 25 de ani, am devenit alt om. Simt că radiez lumină și energie din interiorul meu. Dumnezeu, pentru că n-am să-i spun Duhul Sfânt, n-am să-i spun Iisus Hristos, eu spun Dumnezeu este unul. 3-1. Dumnezeu vrea să fac lucrul acesta și este bine. Și este bine. Și asta se datorează mulțumită lui Eric Dubey și lui Bruno Gröning. Sunt cei doi care viața mea au schimbat-o definitiv. Și de aceea eu am avut mentor toată viața mea. Eu știu că foarte mulți dintre cei care mă ascultă îmi scriu, sunt mentorul lor deja, mă ascultă, acceptă, studiază singuri și încep să vadă cu alt ochi și spune, Achi, de ce nu te-am cunoscut mai de mult? E, asta este. Eu știu că ceea ce fac, fac bine pentru că Dumnezeu vrea să fac acest lucru. Dumnezeu comunică cu mine. Nu vine și îmi spune, băi bolovane, știi? Du-te și spune chestia asta. Nu, nu-l văd. Îl văd în subconștientul meu, în lumina care arde, în flacăra vie din mine. Asta este. Mulți nu înțeleg chestia asta. Și aici este greu. Când spiritualitatea se combină cu realitate și faci una singură, atunci poți să fii. Deci vă mulțumesc tare mult. Din păcate va trebui să plec, că trebuie să mă pregătesc și de muncă în seara asta.
Și noi vă mulțumim și vă urăm o săptămână cât mai este din ea spornică. Vă mulțumesc tare mult!